Bună dimineața, dragi prieteni! Final de săptămână, sâmbătă dimineață, care fiecare dată aici la Metropola TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM, ne ocupăm, evident, ca în fiecare săptămână, de Liga a doua. Liga a doua care propune astăzi, dragi prieteni, partide interesante, 6 la număr, din play-off-ul acestei ediții de campionat. Suntem și astăzi în formulă completă, așa că o salutăm și spunem bun revenit lui Robert Gherghe. Te salut, Robert, bine ai revenit! Bine te-am găsit, Ionel! Așadar, vorbim de etapa cu numărul 3 la nivel de play-out, dar înainte de asta să comentăm împreună cu Robert ceea ce s-a întâmplat la mijlocul săptămânii, pentru că am avut jocuri foarte, foarte interesante în partea de sus a clasamentului, acolo unde lupta, din fericire pentru unele echipe, din nefericire pentru altele, se ascute, Robert. Iată că s-a redus ecartul dintre Petrolul și Urmăritoare și lupta devine la promovare din ce în ce mai atractivă. Da, într-adevăr, la mijlocul săptămânii am avut 3 partide, toate interesante, la un bet toate. 3 partide în care, din nefericire, s-au marcat foarte puțin, doar 2 goluri. Dar echilibru. Dar 2 goluri foarte importante. M-am bucurat pentru reușita lui Gabi Deac în întâlnirea dintre Concordia Chiajna și Unia Slobozia. Iată cum se întâmplă în fotbal. În timpul sezonului regulat a fost un rezultat de 1-1, tot cu un gol marcat la ultima secvență, dacă nu mă înșel, de Lazar atunci pentru cei de la... Da, dar Gabi Lazar, fundașul central experimentatul, care acum era doar pe banca de rezervă, a făcut loc altor jucători acolo, și, mai tineri, în centrul apărării. Iată o victorie cu 1-0 importantă pentru Concordia Chiajna. Nu că a câștigat foarte mult, pentru că ecartul între ea și ocupanta locului 3, pentru că locul 3 contează, Universitatea Cluj este mai puțin de 7 puncte, și nici jocul, știi foarte bine că sunt un suporter al echipei ilfovene, dar nici jocul nu dă mari speranțe echipei de a putea accede pentru la primele două poziții. Dar, Robert, vezi cum este viața asta fotbalistică? Într-o partidă anterioară, cei de la CSEA Steaua egalau, nu? În partida cu Chiajna, în prelungiri, iată că acum se întoarce roata, că așa este la fotbal, dragi prieteni, cei de la Chiajna profită. Deși, Robert și dragi prieteni, am înțeles de la fața locului că la un moment dat se dictaseră 4 minute de prelungire, au fost vreo 6. Și a venit în sfârșit golul, izbăvitor pentru cei de la Concordia Chiajna. Partea se prelungește cu minim 4 minute. Da, corect, sună bine, așa? Da, minim 4 minute, da. Și așa a fost să fie, s-a scris istoria. Victorie pentru Ilfoveni, 1-0, prima lor victorie în play-out, în play-off, aveau foarte mare nevoie cei de la Chiajna. Dacă nu vinzi nici pe Unirea Slobozia, pe propriul teren, teoretic, echipa cea mai slabă, trebuie să recunoaștem. E o echipă bună, Unirea Slobozia, dar nu poate emite pretenții acum, nici măcar pentru locurile de baraj. Dacă nu vinzi pe Unirea Slobozia, pe propriul teren, atunci pe cine? Bine, atunci... Robert, până ne referim și la celelalte meciuri, că toți suntem la Chiajna, să trecem puțin la jocul de astăzi, 14-30 cu Petrolul. Această victorie cu Unirea Slobozia să fie redeschis, Robert, Gherghe, apetitul celor de la Concordia în fața unei echipe petroliste care, din păcate pentru ea, nu traversează cele mai bune momente, iar situația din clasament devine din ce în ce mai delicată. Da, într-adevăr, iată că echipa petrolistă risipește cu nonșalanță, aș putea spune, punctele pe care le-a obținut în 2021. Acum, prietenul nostru, Nae Constantin, să nu se supere, că mi-a spus că echipa ei se întoarce de regres. Era foarte supărat, Robert, că am vorbit cu el la Sport Total FM și zice, te rog, nu te supăra niciodată, nu am zis nu, dar în situația în care suntem acum, chiar nici nu știu ce aș putea să spun, te rog frumos, Ionel, vorbim după partida de la Chiajna, Nae Constantin. Da, într-adevăr, moment greu, aș putea spune, pentru echipa petrolistă, este clar, nu trebuie să zici cele mai bune momente. Punctele se risipesc, iată, între locul 1, deținut de Petrol Ploiești, în continuare cu 51 de puncte, și echipa de pe locul 3, Universitatea Cluj, sunt doar 4 puncte în acest moment, 4 puncte în condițiile care mai sunt 21 de puncte puse în joc. Deci se poate întâmpla absolut orice. Ce s-a întâmplat la Chiajna, Robert? Ce intuiești? Concordia Petrolul. 14-30. Cu siguranță și întreabă-mă emisiunea viitoare, să vezi că nu o să greșesc, Petrolul nu pierde. Dar oricum, un egal nu cred că ajută foarte mult pe Petrolul în situația actuală. Are mare nevoie de victorie. Nici pe Chiajna, deci să asistăm la un joc pe contre. Ne mutăm totuși la meciul de la Cluj-Napoca, nu, în care Universitatea a învins pe cei de la CSEA Steaua tot în această etapă intermediară de la mijlocul săptămânii. Un meci cu scântei, dragi prieteni, acolo au fost destule evenimente în acel meci. Câștiga până la urmă economicos așa, Robert, de Universitatea Cluj. Da, într-adevăr, m-am bucurat iarăși pentru Haita, un jucător care îl știi foarte bine că îl urmăreze când juca. Știu că este jucătorul celor de la Farul Constanța, lumea de când juca la Turist Turnul Măgurele. Avea nevoie să intrase oarecum într-un ușor cont de urmă, un gol care practic a descătușat și practic a adus prima victorie a celor de la clujenilor în acest play-off. 47 de puncte, numai un punct în spate celor la FC Hermannstadt. Lupta este foarte, 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 foarte dură, pentru că chiar mă gândeam în drum spre ce veneam spre emisiune. Fotbal românesc, primele două eșaloane, că de ele vorbesc în momentul acesta, că oricum și-a cam rezolvat la începutul lunii aprilie, că avem cam toate necunoscute rezolvate. Echipele, cele două echipe care retrogradează din prima ligă se știu, campioana țării se știe, foarte mici echipe care au jucat în cupele europene în mare, le putem intui, la retrogradare
în Liga a treia, le știm că echipele care se retrogradează, practic în acest moment singura necunoscută, din punctul meu de vedere, la nivelul primelor două ligi, este echipa care va ocupa locul 3. Pentru că în rest cam toate lucrurile s-au așezat și acest lucru nu este un lucru bun, nu mai strânește interes și emulație pentru suporterii neutri, din punctul meu de vedere. Dar aș adăuga faptul că totuși la barajul pentru menținerea în Liga a doua avem un meci foarte interesant astăzi, pe care îl vom comenta evident aici la Metropola TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM, jocul dintre Unirea Constanța și FC Brașov. O ultimă șansă pentru echipa gazdă pregătită de Leo Strizu să se agațe Robert acolo cu ceva șanse de locul de baraj pe care îl ocupă acum FC Brașov. Eu tot repet un lucru. Știu, dar până atunci trebuie să fii pe teren. Corect. Din punctul meu de vedere, în acest moment, Astra Giurgiu este retrogradată clar din grupa B, iar din grupa A, Dacia Unirea Brăila și ea este retrogradată. Vei vedea că se va ajunge la un alt nou meci de baraj între Dunărea Călăraș, paradoxal, nu? Și Unirea Stăpânzia. Pentru că cele două echipe nu au cum să se înscrie. Este foarte clar. Gândește-te la Gazmeta Media și în ce situație financiară sunt. Ca să ții totuși o echipă de Liga a doua, trebuie un buget de minim 800.000 de euro. Minimorul să fii undeva un fel de Shelly, un fel de Unirea Deci, ceva de genul ăsta. Hai spun 600.000. Oarecum liniștit. Dar banii nu iar. De unde se ia? La Liga a doua, Dreptul TV, sunt aproape inexistente. Nu știu. 50.000 de euro. Aia practic nu contează. Nu poți să ții. Gândește că ai 19 meciuri, mai sezonul regulat, ai deplasări. Și ai foarte multe litigi, Robert, de rezolvat. Odată hai să spun că vor putea să reintre în insolvență. Zic. Dar și așa, nu vor putea. N-au. Trebuie să mergi cu o echipă curată. Deci, este clar, Gazmeta Media, o echipă cu 70 ceva de ani de istorie, din nefericire, iată că pleacă de la Liga 4, se va reînscrie la Sibiu la Liga 4, se va bate cu Inter Sibiu și celelalte echipe. Luc similar și pentru echipa frumoasă. O echipă frumoasă în sezonul trecut sub conducerea lui Poenaru și în sezoanele precedente, care au să promovă o promovare spectaculoasă. Nici Academica Clinceni nu văd, nu au cum, practic, insolvența nu a fost aprobată, deși practic trebuie să plece cu toate aceste datorii pe care le au din Liga 2. Mi-e aproape imposibil să cred că această echipă va putea să plece din Liga 2. Este clar că va pleca un alt proiect, va fi un proiect de la zero, un proiect în care primăria va putea găsi formele legale să susțină acest club, să pleci la Liga 4, nu este atât de... Clar. Și e costisitor, nu este costisitor. Liga 4 pentru început e chiar foarte facil. Primarul Budeanu va mai câștiga încă 4 mandate la pas, va câștiga când vrea la Clinceni. Mai promovează o dată echipa. Da, are timp să mai promoveze încă o dată echipa. Deci, în aceste condiții, doar 3 echipe din Liga a doua vor retrograda. Din nefericire, una este Astra Giurgiu, o mare dezamăgire, fostă campioană a țării, fostă câștigătoare a Cupei României. Unde Robert a și început curățenia de vară, dacă îmi dați voi, la Astra Giurgiu, jucătorii cu mare experiență aduși de Marian Costea în această iară, în încercarea de a reuși o miraculoasă menținere în Liga a doua. Au fost coși din lot, e vorba de Firțulescu și de Gabi Matei, cei mai cunoscuți oameni ai acestei formații care nu vor mai conta până la finele sezonului. Important este că și Astra merge mai departe și se încearcă acum să se gândească probabil pentru stagiunea următoare la nivelul Ligii a treia. Dar ne grăbim, dragi prieteni, și îl întrebăm pe Robert acum și ceea ce urmează. Spuneam de partida Chiajna-Petrolul, spune Robert că Petrolul este capabil să plece cu un rezultat bun, asta însemnând un egal, deși nu cred că ajunge pentru niciuna dintre echipe. Meciul de mâine, Robert, Unirea Slobozia, CSEA Steaua? Nu cred că Unirea Slobozia are puterea să, după ce a reușit practic un 2-2, mai un 2-2 spectaculos cu Universitatea Cluj, un meci cu răsună de scor, apoi a rezistat până minutul 90 cu cei de la Concordia Chiajna, pe drumul 94 practic, și foarte bine că nu simpatizez cât de puțin echipa antrenată de Oprița, cu Oprița am o relație deosebită, dar nu simpatizez. Cu restul e problema. Da, cu acest club nu-l simpatizez, dar eu cred că în acest meci mâine de la 15 va fi o victorie a celor de la CSEA Steaua. Atenție, Robert, CSEA Steaua fără Bogdan Chipirliu este cam stângace în atac. Bogdan Chipirliu, care a fost accidentat destul de serios în partida de la Cluj, fără că arbitrul partidei să acorde cuvenitul cartonaș roșu lui Cristian Balgiu, Bogdan Chipirliu nu va fi pe teren și cred că este un handicap pentru CSEA Steaua. Știi că am povestit și la meciul cu Universitatea Cluj, în care am mers pe mâna celor de la Slobozia, așa fac și pentru partida de mâine. Da, este părerea ta și foarte bine că sunt mult mai apropiat de echipa condusă de Lemnaru și de Adi Mihalcea de pe banca tehnică, dar așa văd eu în această partidă. Dar pentru mine meciul adevărat, pentru meci, toți, Robert. Da, este, va fi, dacă nu mă înșel, marți, seara de la ora 19, Hermannstadt întâlnește Universitatea Cluj și la Mediaș, o partidă care poate, e clar că nu va decide echipa care va merge, dar în cazul unei victorii a echipei gazdă în dauna celor la Universitatea Cluj, va fi o diferență de 4 puncte în favoarea echipei sibienilor. Dar totuși cred că această partidă, nu știu de ce, această partidă va fi un mare X.
Da, pe de altă parte, Robert, Petrolul poate aștepta liniștit orice rezultat în acest meci, pentru că, iată, sunt două echipe aflate în luptă directă cu Petrolul. Ajută formația galben-albastră, indiferent cine câștigă sau ce se întâmplă, un egal. Bine, în primul și în primul rând să vedem ce face Petrolul astăzi. Întotdeauna meciul cel mai important este cel care urmează. Și aș adăuga doar alte două lucruri. Faptul că etapa trecută, cele două derbiuri, Petrolul, Hermannstadt și U Cluj, CSA Steaua, au adunat, dragi telespectatori Metropola TV și stimații radioascultătorii Sport Total FM, asistențe generoase pe care le vedem rar și la Liga 1. Peste 10.000 de privitori au asistat la fiecare din cele două partide. Așadar, am prefațat ceea ce va urma. O să avem și o discuție telefonică cu Gabriel Giurgiu, managerul sportiv al Universității Cluj, înaintea acestei dispute atât de importante cu Hermannstadt, și să ne întoarcem cu Robert Gherghe acum la ceea ce ne așteaptă astăzi aici. Programul este generos, 6 partide, toate transmise în direct de Metropola TV, în emisiunea preluată și de Sport Total FM. Așadar, Robert, să începem să trecem în revistă, da, jocurile pe care le avem astăzi. Începem cu grupa A, unde liderul, deși nu are disputat decât o singură partidă, liderul detașat, aș putea spune, Csíkszeredai, dar miercuri Ciuc se deplasează la Râmnicu Vâlcea pentru a întâlni pe cei de la Clubul Sportiv Comunal 1599 Șelimbăr. Vezi, toată titulatura așa, am metalat-o. Cei de la Șelimbăr ne roagă, da, toată titulatura. Mai ales că și astăzi, Robert, chiar vorbeam înainte de partidă, nu știu dacă ai avut timp să vezi formula de start, Mobele și Azalde sunt acolo, Șelimbărul are în continuare emoții, lotul, chiar vorbeam cu cineva, Robert, și am să te rog să te uiți, lotul celor de la Șelimbăr este unul extrem de generos, mă uitam și pe banca de rezerve, cam ce jucători pot avea, și totuși echipa este într-o situație delicată. Da, într-adevăr, eu problema la Șelimbăr, este clar că problema la Șelimbăr, nu știu. Adică cam am identificat, dar nu vreau să supăr pe cei de acolo. Și acum, înaintea meciului, da, eu cam... deranjăm acum înaintea, da, de meci. După cam... meci, da. Exact, da. Nu, nici după meci, nu vreau să spun ție. Unde văd eu că este problema? Într-adevăr, Șelimbăr, o echipă frumoasă, o echipă puternică, o echipă care a marcat 6 goluri etapa precedentă la Dunărea Călăraș, nu că ar fi o mare performanță. Dacă nici acolo, Robert. Dacă nu, că ar fi o mare performanță, dar iau trebuie să marcheze 6 goluri. Surprizător, paradoxal, îi văd favorit asupra cei de la Csíkszeredai Miercurea-Ciuc. Pentru că Csíkszeredai este o echipă serioasă, elevii lui Dican tratează toate meciurile cu mare ambiție. Ei au o poziție clară, aproape intangibilă. E clar că mai mult de locul 2 nu poate să coboare în acest moment, deci pe total un loc 10. Totuși, un loc bun dacă ne gândim pentru Csíkszeredai, după cum a început acest campionat, 5 fraze consecutive, o mare dezamăgire pentru că a fost la mâna lor acel 1-1 din ultima etapă a sezonului regulat, în etapa 19, acel 1-1 pe propriul teren cu cei de la FC Brașov. Practic, această Csíkszeredai Miercurea-Ciuc, cu o echipă surprinzătoare, o echipă cu o academie foarte frumoasă în spate, un club unde se investesc foarte, foarte, foarte bine, se investesc sume importante de bani, atât în infrastructură cât și în academie, cum spuneam. O echipă care anul trecut a fost o prezență lăudabilă la nivel de play-off. Această Csíkszeredai Miercurea-Ciuc, eu îi văd, nu vreau să supăr pe cel la cel Șelimbă, dar o văd favorită în disputa de astăzi de la Râmnicu Vâlcea. Trecem la următoarea partidă, întâlnirea dintre Metalo Globus și Politehnica Iași. Iată un meci între o fostă primă divizionară, Politehnica Iași, care se deplasează în Pantelimon. Un meci echilibrat, un meci care e greu, nici nu știu de unde să-l încep, nici nu știu cum să-l termin. Știm foarte bine că Politehnica Iași are niște evoluții foarte bune în deplasare. Metalo Globus o nucă tare pe propriul teren, o echipă solidă. Un meci deschis oricărui rezultat, noi sperăm să vină cât mai multe goluri în această partidă, pentru că ultima partidă a grupei A este partida între cele două echipe rănite, Dunărea Călăraș și Dacia Unirea Brăila. În sezonul regulat, dacă nu mă înșel, Dunărea Călăraș s-a impus cu 3-1, de atunci s-au schimbat destul de multe lucruri, surprinzător, Dacia Unirea Brăila e puțin mai în formă, aș putea spune, decât cei de la Dunărea Călăraș. A vrut să și marcheze un gol în acest... mare realizare, Robert, pentru cei de la Brăila, adică... Da, m-a băgat un gol cu acela la Metalo Globus. Pentru ei chiar este o realizare. În rest, reușesc să țină destul de bine scorul, pierd la limită. O echipă care, din punctul meu de vedere, chiar mi-aduc aminte etapa trecută 0-1 doar în Copou. Cu Politehnica Iași. Camara a marcat târziu atunci. Da, exact. Dar spuneam că l-avem pe Gabriel Giurgiu, managerul sportiv al Universității Cluj, o echipă care a învins etapa trecută pe CSA Steaua și se pregătește de derbiul acestei runde. Te salutăm, Gabriel, bună ziua! Bună ziua! S-au stins ecourile victoriei importante cu CSA Steaua și vine derbiul etapei care urmează, nu? Cu Hermannstadt, două echipe care au același cel, Gabriel Giurgiu, revenirea în prima ligă. Da, într-adevăr, va fi un meci important pentru ambele echipe, nu decisiv în acest moment, dar trebuie tratat cu maximă seriozitate.
Da, Gabriel, am și văzut după partida cu cei de la CSA Steaua și declarațiile lui Eric Lincar. A cam suferit echipa voastră în disputa cu CSA Steaua. Asta arată nu că acolo în play-off lupta este echilibrată. Adevăr, când joci, să zic, sub presiune, sub presiunea rezultatului și echipele sunt destul de apropiate, să zic, valorii, nu cred că vor fi, să zic, scorul foarte mari sau diferențe foarte mari de scor. Ca să reușești să atingi obiectivul, trebuie să știi să și suferi, trebuie să știi să joci meciurile și la rezultat, pentru că este foarte important acest lucru. Da, să zic, este pe locul 2 în momentul acesta. Da, pe de altă parte, asistența generoasă, că de fiecare dată pe Cluj Arena, nu, publicul așteaptă și o prestație mai estetică, însă cu toții înțeleg că punctele sunt cele mai importante în acest moment. Așa este. Și noi am vrea să jucăm, să zic, cel mai spectaculos joc, dar știți cum e, în momentul când joci și contra unei echipe Steaua, care până în momentul de față nu are dreptul să promoveze, ei joacă, să zic, fără nicio presiune, au liniște, e normal să joci dezinvolt. Da, când vorbeam și... ai presiunea rezultatului, e mult mai dificil. Da, Gabriel, vorbeam și cu Eric Lincar și de fiecare dată au fost multe dispute între primele 6 clasate acolo care s-au decis la o fază fixă. Asta arată nu echilibrul care există între principalele pretendente la promovare și iată că lupta, care părea oarecum încheiată în cazul Petrolului, s-a relansat. Așa, iubitorii de fotbal, cei care urmăresc atent Liga a doua, nu pot fi decât mulțumiți, însă numai acolo să nu fii, în mijlocul evenimentelor. Așa este. E mai palpitant pentru toată lumea. Din punctul nostru de vedere este foarte bine că este mai strâns în acest moment, pentru că toate echipele își doresc și vor lupta pentru promovare și vor fi meciuri frumoase, cred, sau meciuri bune cu asistență destul de mare la stadion, ceea ce este foarte important. Având în vedere, dacă stăm să ne uităm, meciul nostru cu Petrolul a fost foarte multă lume, Petrolul Hermannstadt, noi cu Steaua, ne bucurăm pentru că lumea începe să vină la stadion și să vină în număr cât mai mare, pentru că fotbalul se joacă cu spectatori și atmosfera contează foarte mult. Da, iată, Gabriel, că ați avut și mai multe zile de odihnă ca și Hermannstadt. De altfel, meciul se derulează pe teren neutru. Cred că așa, ca privitor atent al Ligii a doua, este un meci care poate oferi orice denozdământ, deși noi, evident, Universitatea merge după punct sau după puncte la Mediaș. Da, va fi un meci interesant, cred că, adică având în vedere că am jucat nu de mult timp cu ei, ne știm, noi îi cunoaștem, ei ne cunosc pe noi, nu cred că va mai fi același meci ca și cel precedent, așa că trebuie să fim foarte pregătiți din punctul nostru de vedere pentru a ne atinge ceea ce ne dorim. Da, așteptăm și noi, Gabriel Giurgiu, în primul și în primul rând partida cu cei de la Hermannstadt, nu că la fotbal întotdeauna jocul care vine este cel mai important și evident că după această dispută, foarte importantă în economia luptei pentru promovare, vom mai vorbi aici la Metropola TV și Sport Total FM, cel puțin deocamdată, însă noi mulțumim foarte mult și așteptăm cu interes și noi, ca și miile de fani probabil care vor fi în tribune, acest meci interesant în Liga a doua. A fost așadar Gabriel Giurgiu, managerul sportiv al celor de la Universitatea Cluj. Evident, Robert, rămânem așa un minut, două aici. Nu prea mai contează acum prestația. Ne apropiem așa cu pași repezi de finele turului în zona de play-off și punctele sunt foarte importante. Da, într-adevăr, acum clar se joacă pe puncte, se joacă pe miza este 1 milion de euro, banii care vin pentru echipa nouă promovată în prima ligă. Și care ajung în linii mari. Deși, Robert, tu spuneai puțin mai devreme, mă uitam la Cluj-Napoca, făcând așa o paralelă între echipele de Liga a doua, primăria a virat acum vreo 800.000 de euro. Adică pentru universitate. Sunt niște bani importanți care vin de acolo, nu? Să mai vin și banii și de la Banca Transilvania, au mai mulți sponsori. Este un lucru bun. Cluj este un oraș important. Da, și practic echipa municipalității, echipa clujenului este universitatea. Această CFR Cluj a fost mereu ruda mai săracă. Iată că a venit pe tunantă, beneficiind de niște investiții halucinante. Dar uitam, și datoriile, Robert, că ai văzut. Mă uitam pe rapoartele financiare pe care le-au prezentat echipele. Nu-ți ascund, și noi, FC Voluntar, am obținut licența UEFA, deci în cazul în care vom putea obține dreptul de a juca în cupele europene, totul este în regulă. Și mă uitam la ce datorii poate să fie acolo, cred că e halucinante pentru mine. Numai în PR-ul Neluțu Varga, să nu fii sincer, el știe ce face acolo. Mie ceva ce-mi scapă. Deci eu în momentul ăsta eu nu pot să... Da, deși e vorba de un om implicat care știe foarte bine, dragii telespectatori, ceea ce se întâmplă în viața unei echipe de fotbal. Iată că și Robert precizează datorii foarte, foarte mari și probabil că dacă CFR-ul, Robert, nu mai merge în grupe,
în Europa League. Nu cred în povestea de insolvență. Păi de ce nu? Nu, vor fi mari probleme financiare. Probleme financiare. Dacă a dus-o până acum, Neluțu Oargă, va aduce, nu știu, are... Un izvor acolo. Are un izvor, ceva. Eu n-am cum să-l înțeleg. Da, îl cunosc personal, îl respect foarte mult. E ceea ce face el, e practic o nebunie. Că nu e o nebunie de moment. De 5 ani de zile investește continuu și rezultatele se văd. Are cel mai bun antrenor la ora actuală din România. Are cel mai bun lot, dă cele mai mari salarii. Nu aud niciodată să se plângă și de bani. Și cele mai mari datorii. Da, de ce spun că nu cred că va intra echipa în cu să iei în insolvență? Pentru că majoritatea datorilor sunt către el. Către Nelus Varga. Din 26 am înțeles, 17 ar fi către Nelus Varga. Ce e pentru Nelus Varga încă 9 milioane de euro? Așa că nu-i problemă, le rezolv. Problema este că echipa trebuie să obțină și să obțină bani și din afară, de la UEFA, din cupele europene. Pentru că, într-adevăr, reușesc, eu am rămas surprins. Plătește 1,5 milioane de euro. Mai are încă doi sponsori care plătește fiecare încă 600.000 de euro pe an. Deci ei reușesc să strângă aproape peste 2 milioane jumătate de euro numai de pe trei sponsori care au. Ceea ce mi se pare extraordinar de bine. Deci, pe partea de marketing au lucrat foarte... Robert, pare mai ușor totuși, pentru că... Au mai fost campioane ale țării. Adevărat, ești acolo implicat la FC Voluntari și cred că știi mai bine decât noi. Tot mai greu să mai găsești oameni cu bani în ziua de astăzi, nu? Din mediul privat care trebuie să vină la fotbal, pentru că acest cadru, Robert, nu știu, poate că nu este nici foarte, foarte generos. Depinde însă de politica fiecarei echipe și noi vorbeam aici de CFR și facem așa o trecere la FC Voluntari, dacă n-ați voie, profităm din nou de prezența lui Robert. Program generos, Robert, în continuare. Partida cu FCSB, dupla cu FC Argeș, care poate aduce dorita calificare în finala Cupei României și de acolo, ce mai e decât un pas până la trofeu. Nouă perioadă foarte activă și vine și meciul cu CFR. Atenție, dragi prieteni, pe stadion se petrece Paștele la Voluntari, nu? Meciul cu CFR-ul este chiar în ziua de Paște. Da, este singura partidă care a fost programată de către Liga Profesională de Fotbal la ora 19. Atracție, ce să mai... Și vă spun în premieră, vă să dau informație în premieră, în proporție de 99% va fi ultimul meci pe care FC Voluntari va desfășura pe propria arenă. Toată suprafața de joc urmează să suporte niște lucrări complexe, practic lucrări totale de schimbare, nu numai suprafața de joc, se schimbă drenaj, se schimbă instalația de încălzire. Și se termine, Robert, până la începutul viitoarei ediții de campionat? Și anticipăm că undeva primele două etape pe care le desfășurăm pe propriul teren, ediția viitoare de campionat, le vom desfășura pe alt stadion, pentru că eu cred că undeva în jurul datei de 1 august, 10 august, stadionul va fi gata. Va fi o lucrare foarte, foarte amplă. Va fi o lucrare foarte amplă. Urmează. Deci, până la urmă, Robert, cei care oarecum, știu eu, demunțau într-un fel calitatea terenului la acest moment, aveau oarecum ceva dreptate, nu? Trebuie schimbat ca zonul la Voluntari. Nu sunt subiectiv, s-a și exagerat puțin. Pentru că lumea se învățase cu suprafața de joc foarte bună. Dar anul acesta, în această primăvară, a fost oarecum o primăvară atipică. Mă rog, pe toată lumea se poate plânge. Nu a fost deloc precipitație, nu a fost niciun strat de zăpadă. Dar am avut ceva mici probleme, dar am luat hotărârea și în afară de aceasta urmează să schimbăm terenul, să mai facem un teren sintetic, urmează să schimbăm și, cum spunem noi, la poliție, terenul de antrenament se va schimba și acolo, dacă suprafață și acolo urmează să punem instalații de decebrare. Și bine, Robert, la FC Voluntari. Se va investi enorm de mult pe ce înseamnă parte de infrastructură. Deci, estimez undeva între 700-800 de mii de euro ne va costa modificarea suprafaței de joc pe cele două stadioane. O sumă destul de mare pe care municipalitatea, practic orașul, nu este un oraș, pe care orașul Voluntarii o va suporta. Deci, practic, această cheltuială nu va cădea pe spatele clubului de fotbal, va fi preluată de către oraș. Da, dar pe de altă parte, Robert, până trecem acum la cealaltă grupă din Liga a doua, pentru că ne apropiem, dragi prieteni, de startul partidelor de astăzi, 6 la număr, în direct aici la Metropola TV și la Sport Total FM. Așadar, fotbalistic vorbind, preocupări importante pentru FC Voluntari, această dublă cu FC Argeș, cupă campionat, meciul de luni cu FCSB-ul, vine mai apoi vizita de Paște a celor de la CFR, frumos așa programul, cum spuneam și cu Gabriel Giurgiu, de afară văzut așa, pretențiile sunt mari, ești acolo în play-off, evoluțiile au fost bune, trebuie să rămână la același nivel. Urmează săptămâna viitoare să și prelungim câteva contacte importante. Că sunt și câțiva jucători mai mult decât importanți care ne-am înțeles pentru sezonul viitor. Deci, practic, avem toate auspiciile să pregătim cum trebuie acest sezon, pentru că am trăit și tu iubești fotbal și o urmări foarte mult. De fiecare dată când o echipă mică, și noi trebuie să ne recunoaștem poziția, suntem o echipă mică, de fiecare dată când o echipă mică obține câte o performanță, automat vine un recul. Și tocmai de aceea vrem să evităm acest recul și să nu ne prindă. Uite, și dau cel mai bun exemplu, Academica Clinceni, locul 5 la sfârșitul sezonului regulat în urmă cu două ediții, acum, practic, la
un pas de desfințare. Și noi, după ce am câștigat Cupa României, propriul nostru exemplu, în 2017, Cupa și Supercupa României, de-abia ne-am salvat de retrogradare cu unui meci de baraj cu Chindia Târgoviște, ce câștigat la penalturi. Deci trebuie să gestionăm cu foarte mare atenție acest moment, pentru că după ce obții o performanță, toate echipele nu te vor mai de sus. E clar că și jucătorii... Jucătorii din punct de vedere mental vor ajunge la o stare de suficiență și vor crede că e doar dacă ei joacă, automat vor să vor câștiga puncte. Deci tocmai de aceea trebuie să fim foarte atenți cum gestionăm viitoarea ediție de campionat, pentru că de ce nu ne dorim foarte mult să mergem și cupele europene. Dar am vorbit suficient despre voluntari. Haideți să trecem la Liga a doua. Nu mai avea timp să vorbim de fece voluntari. Cel mai important este că echipa se află pe un tren foarte bun. Iată lucrări ample de cosmetizare a gazonului și pe terenul principal și la poliția acolo unde joacă echipa a doua, de unde noi transmitem în general meciul echipei secunde. Ne întoarcem pentru că mai avem doar câteva minute, dragi prieteni, să continuăm cu prezentarea partidelor din cealaltă grupă de Liga a doua, în direct aici la Metropola TV și Sport Total FM. Așadar, Robert? Da, grupa B nu oferă astăzi partid foarte interesant din punctul meu de vedere. Și să spun imediat de ce, pentru că încep cu partida de la Dej, dintre Unirea Dej și Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Din punctul meu de vedere, sunt două echipe care n-au nici cea mai mică problemă cu ceea ce înseamnă evitarea retrogradării. Ocupanta locului 2, Unirea Dej, ocupanta locului 3, Viitorul Pandurii Târgu Jiu. O echipă, Viitorul Pandurii Târgu Jiu, care câștigă la Masa Verde 3-0 în disputa cu cei de la Gloria Buzău, o echipă care etapa pierduseră la un scor categoric, da, 2-6 pe teren, da? O echipă care face un 3-3 miraculos, aș putea spune, cu cei de la Unirea Constanța, în condiția că au condus cu 2-1 la pauză, la un moment dat scorea 3-1 pe final. Robert, că dacă mai dura puțin, cred că Unirea Constanța a câștigat, pentru că au venit foarte tare pe finalul partidei, au marcat de 2 ori în contra acestui egal de care spui. Și trebuie să recunoști treaba asta, că ți-am și arătat, ți-am și scris că eu mizam pe un scor 4-3 pentru Unirea Constanța. Câteva minute, da, cred că acolo s-a ajunge. Da, în condiție că a scurat 2-1 la pauză, mizam pe un 4-3 pentru Constanța, nu vă gândiți la altceva. Așa am simțit eu, știam că sunt două echipe ofensive. Nu știu, deci... mare nevoie de puncte cei de la Unirea Constanța pentru a rămâne acolo în cărțile barajului, pentru că ăsta este deocamdată obiectivul. Nu prea poți să aștepți, Robert, dar are foarte mare dreptate legat de ceea ce se va întâmpla sezonul viitor. Dar echipele încearcă, de aia spunem și de meciul ăsta și vom ajunge la el, Unirea Constanța, FC Brașov, foarte, foarte important din acest punct de vedere. Eu cred că mai important este pentru Constanța 12 puncte, FC Brașov 17 puncte, se află la numai puțin de 11 puncte față de Ripensia Timișoara, care nu joacă astăzi. Deci este clar că important, meciul este greu. Un FC Brașov care arată este schimbat în bine în acest an 2022. N-am să uit partida pe care au disputat-o cu cei de la Cixere, dar acel 3-1, mi se pare, pe teren în companie, sau 3-2, câștigat tot la Masă Verde în fața celor de la Ripensia Timișoara. Deci o echipă brașoveană care arată bine și un meci mai mult de echilibrat, și am văzut împreună, cred, te-ai urmărit și tu, în ultimul meci al etapei precedente din play-out, acea partidă frumoasă și spectaculoasă, acel 3-4 nebun dintre FC Brașov și Gloria Buzău. M-am bucurat foarte mult pentru cele două goluri marcate de Tăi Mihalcea, un jucător pe care eu, în urmă cu 3 sezoane, dacă mă șed, am insistat foarte mult să-l duc la voluntari. Mi-am pus tot clubul în cap atunci când l-am adus pe... Eu aveam... Atunci, la momentul respectiv, îi acordam foarte mult cred. Până la urmă a fost decizia lui Bergo din acel moment, a renunțat la el la sfârșitul perioadei de mercato. Ideea este că mă bucur pe acest jucător, 24 de ani, să sperăm că acesta... Că mai are multe de spus. Să sperăm că el va trata să privească acest sezon ca ultimă șansă pentru a demonstra că poate face fotbal, pentru că am văzut foarte mulți jucători născuți în această perioadă, între 97 și 2000, care deja au renunțat la fotbal. Dar se trece și la ultimul meci al partidei, acestei etape, etapa 4-a a play-out-ului Ligii a doua, partida de la Buzău, dintre Fotbal Club Buzău și Astra Giurgiu, o partidă în care practic se întâlnește prima clasată întâlnește ultima clasată, o partidă fără istoric, un meci în care vom avea o echipă buzoiană care, dacă punem tot ce s-a desfășurat pe teren, a marcat 10 goluri în primele două etape, acel 6-2 cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu, 4-3 în deplasare cu FC Brașov, o echipă Astra Giurgiu care, indiferent ce s-a spune, nu are nici măcar șanse matematice de salvare în acest moment. Lucrurile sunt clare, ne așteptăm la un galop de sănătate, dar în partide noi ne-am învățat. Când de câte ori aș prea mâncat lui Sănătate, atunci apărea cu o surpriză. Nu cred totuși acum că vom asista va fi o surpriză din partea celor de la Astra Giurgiu, chiar dacă echipa s-a curățat, dacă vreți să spunem așa, de jucătorii cu experiență care nu au confirmat, Cocârlă, Frițulescu, Matei. Într-adevăr, și noi am văzut împreună câteva faze.
Am văzut și noi lejeritatea cu care un jucător de experiență al lui Gabi Matei a comis câteva la 11 metri. Nu insinuăm absolut nimic, se pot, greșele fac parte din fotbal, dar până la urmă conducătorii echipei Giurgiu Vene au tras linie și au hotărât să meargă și eu sper că această echipă se va curăța din punct de vedere financiar, din punct de vedere al litigilor și la anul, de ce nu, asta Giurgiu să revină cât mai repede la nivelul eșalonului secund și în câțiva ani din nou fosta campioană a țării să vină în Liga 1. Mulțumire, Robert, am văzut formula de echipă pregătită de Cristi Pustai. Cei de la Buzău anunțau înainte disputei că vor acorda credit astăzi jucătorilor care au evoluat mai puțin pentru a fi oarecum monitorizați așa în perspectiva menținerii lor în lot. Ei bine, Cristi Pustai a revenit, se pare, și aliniază în linii foarte mari echipa de bază. Puțin jucători care sunt astăzi amenajați, însă mergem la prima legătură, dragi prieteni, în emisiunea noastră de astăzi și ne oprim la Râmnicu Vâlcea, Comunal Șerim Bălcic-Săreda Miercurea Ciuc, cu partida atractivă, cu două echipe care au, știu eu, ce arăta pe gazon. Ne spune mai multe de la fața lui de fiecare dată și îi mulțumim. Cătălin Crăciun, te salutăm, Călin. Cătălin, bună ziua! Bun găsit, dragi prieteni, ai fotbalului. Într-adevăr, un meci cu care pune față în față două echipe cu intenții diametral opuse, exact cum spunea și înainte acestei partide. FK Csíkszereda, o echipă care a ratat play-off-ul la mustață, putem spune, în ultima etapă, în vreme ce Schellenbergul luptă pentru a se menține pe cea de-a doua scenă fotbalistică a țării la prima participare în Liga a doua. Dacă am vorbit despre cele două formații, să facem cunoștință și cu cele două distribuții. Acum a avut loc și primul fluier al acestei partide. Să facem cunoștință, bască, și cu cele două distribuții. Antrenorul Eugen Beza a mizat astăzi pe Rareș Gal în poartă într-o formulă 4-4-1-1 cu Rareș Gal între buturi, după cum am spus, George Monia, Ciprian Natia, Tudor Telcean și Igor Arhiri în flancul stâng, în vreme ce la mijlocul terenului se află Alexandru Ciocâlteu, Robert Boboc, Ion Cărăruș și Ruben Vecerdea, în vreme ce în spatele vârfului Iazalde se află Firmin Mubele, o echipă așadar un 4-4-1-1 decis să obțină 3 puncte astăzi, care să ofere o gură serioasă de liniște și limbărenilor. De partea cealaltă, Francisc Dican a răspuns cu Genghe Silard în poartă, Cister, Ciuroș, Apro, Salvatore Marone, Bara Levente, Sondi, Kovac, Sandor și Schiep și Hernando Orte Rodrigo. Așadar, partida de astăzi va fi arbitrată la centru de Mihai Amurărițe, ajutat la cele două margini de Răzvan Claudiu Tudor și Gabriel Cătană, în vreme ce arbitrul de rezervă pentru partida de astăzi este domnul Dan Buzărnescu. A început de aproximativ 30 de secunde partida de aici, de la Schellenberg, de la Râmnicu Vâlcea, am cer scuze. În momentul de față, posesia aparține formației din Miercurea Ciuc, care a trimis o minge lungă pentru fotbalistul cu numărul 7, Hernando Orte Rodrigo, iar acum un acțiune în flancul drept, însă intervine foarte, foarte bine acolo Igor Arhiri și calmează jocul pentru formația antrenată de Eugen Beza. În momentul de față se află Tudor Ciprian Atea la balon, trimite până la Robert Boboc. Nu se grăbesc în debutul de partidă de cele două formații, chiar dacă cert este faptul că gazdele de astăzi de pe stadionul municipal din Râmnicu Vâlcea, CSC 1599 Schellenberg, au nevoie mult mai mare de victorie decât... Da, Cătălin, vom reveni evident la Râmnicu Vâlcea. Partida se anunță una foarte, foarte interesantă. Așa este, sunt premizele și la Dej, unde le regăsim și mulțumim pentru acest lucru. Pe Răzvan Căucean, Unirea Dej, viitorul Pandurii Târgu Jiu. Te salutăm, Răzvan, bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit. Da, în câteva secunde urmează să înceapă meciul de la Dej dintre formația gazda Unirea și viitorul Pandurii Târgu Jiu. Astăzi, asistență destul de redusă pe stadionul municipal, plouă foarte tare la Dej, 10 grade, o ploaie puternică, iată, a făcut ca lumea să nu prea-și dorească să vină la stadion, totuși sunt câteva sute de persoane. Acum a început meciul de la Dej, cele două formații, Dragoș Militaru i-a trimis în teren pe Răilean în poartă, apoi pe linia de fund Rus, Cherechi, Burdes și Roș. La mijloc, Chira, Militaru și Cocean, iar în față, Blaș, Manole și Popalex, același sistem cu care ne-au obișnuit Dragoș Militaru, 4-3-3. Pe banca de rezerve se află astăzi Kindriș, Portar, Vlad Bogdan, Pop Adrian, Pop Daniel, Mesaroș, Popescu, Frăsineanu, Gâț și Peter.
De cealaltă parte, antrenorul oaspeților, Eugen Trica, a început cu Estimie în poartă, apoi Core, Baican, Zveicau, Scas, Misara, Stegle, Brânzan, Gârbiță, Veste, Dodoi și Rus, iar pe banca de rezerve sunt Krupenski, Dănescu, Ciul, Vulpe, Dulca, Mitrică, Todoran și Gheban. 1-0, Cixele, da, Miercurea, Ciuc deschide de scor. Numai puțin, Răzvan, câteva secunde, rămâi cu noi. Cine? Cixele, da, deschide scorul la Râmnicu Vâlcea în partida cu cei de la Comunal Celimbăr. Minutul 4. Minutul 4, te rog să continui, Răzvan. Da, ceea ce astăzi trebuia să fie o sărbătoare, pentru că Unirea Dej, iată, și-a îndeplinit obiectiv cu menținerea în Liga a doua. Acum e umbrit această sărbătoare de ploaie, dar totuși lumea a venit să se bucure de fotbal. Băieții din Brigada Someșană chiar au afișat un banner la începutul meciului, numai puțin să văd dacă pot să vă spun exact ce scria. Am pornit de jos, nimeni nu ne-a dat nicio speranță, împreună am atins o mare performanță. Au scris băieții de la Brigada Someșană pe un banner, afișat chiar înainte de flerul de start al partidei. De Răzvan, mulțumim pentru primele amănunte, ne întoarcem la Râmnicu Vâlcea, unde s-a înscris primul gol al etapei. Cătălin Crăciun, nici n-am încheiat bine prima intervenție și oaspeții au punctat deja la Râmnicu Vâlcea. Minutul 4 a fost cel care a adus primul șut în spațiu porții lui Rares Valci, primul gol, o acțiune de contra-atac forțată foarte, foarte bine de Cixereda și finalizată cu gol de Laurent Kovac, o acțiune frumoasă, după cum spuneam. Ceea ce este, dacă este să privim aspectul pozitiv al acestei partide, este faptul că am văzut cel puțin un gol la Râmnicu Vâlcea și probabil că sunt premise pentru a mai vedea și altele în această partidă. Da, Cătălin, ne vom întoarce la Râmnicu Vâlcea, revenim în studioul Metropola TV. Robert, începe bun de partidă pentru Cixereda, o echipă care nu are nicio emoție, care e liniștită și cine putea marca? Iată că încet, încet acest Laurent Kovac apare mai des pe lista marcatorilor. Da, un jucător, dacă nu mă știu, crescut de către Universitatea Cluj. Și nu are vreo 24 de ani, adică nu e chiar un marcator. Chiar trecut, așa să spunem. Da, când juca la echipa clujeană nu era un marcator, dar aici a reușit să marcheze destul de multe goluri pentru echipa din Miercurea Ciuc. 1-0, aduce aminte că chiar în startul acestei partide am spus că îi văd favoriți pe cei de la Miercurea Ciuc, pentru că, într-adevăr, la Schellenberg sunt anumite probleme și în echipa ciucană a reușit să le speculeze și iată, din minutul 4, prin Laurent Kovac reușește să deschidă scorul și să marcheze primul gol al etapei. Etapa pe care o dorim, Robert, cu foarte multe goluri, dar profit și de faptul că am fost și pe la Dej. O reală performanță pentru cei de la Unirea Dej, care și-au contat locul pentru Liga a doua și pentru viitoarea stagiune. Și iată că facem așa o paralelă, dacă îndapoi între FC Voluntari, spuneai de lucrările care vor începe la gazon și tot ceea ce înseamnă această infrastructură și la Dej. Asigurarea locului de Liga a doua și pentru viitoarea stagiune, mișcă oficialitățile locale și am înțeles că va fi acolo cosmetizat stadionul, gazonul, tribunele, adică iată că cursul firesc vine și la Dej. Din acest punct de vedere. Este normal, ardelenii sunt oamenii gospodari și iată că oarecum ușor performanțele echipei au luat-o înaintea infrastructurii pe care o avea echipa de jeană și a fost nevoit să stea să investească și cu siguranță vor investi. Mă bucur foarte mult prezența spectatorilor în număr mare pe acela la meciul echipei din Dej. Dragi prieteni, hai să mergem pentru prima intervenție a noastră și la Brăila, Dacia Unirea Dunărea Călăraș. Cristi Boală este ca de fiecare dată la fața locului. Te salutăm, Cristi, să vină astăzi. Prima victorie și pentru Brăila în acest an? Bună ziua! Dacă nu astăzi, atunci când. E singura, cred că ultima șansă a Brăilei să mai câștige un meci în acest sezon de Liga a doua. Acum suntem în minutul 7 al partidei dintre Dacia Unirea și Dunărea Călăraș, lovitură liberă executată direct pe poartă din colțul careului în plasa laterală. Scorul este în continuare 0-0 pe stadionul municipal din Brăila, unde sunt doar vreo 200-250 de spectatori la momentul ăsta. Hai să trecem în revistă cele două echipe, Cristi. Da, începem cu echipa oaspete, Dunărea Călăraș și poartă Alex Costache cu numărul 12, jucător de câmp, Eugen Senea, numărul 3, capitanul echipei, Marian Drăghici, Marius Leca, Costel Avram, Darius Vultur, Cosmin Grigore, Andrei Moise, Teodor Popa, Mădălin Calu, un produs al trupului Luceafărul din Brăila și Adrian Blidar. Rezerve la echipa antrenată de Marius Păun sunt Ionut
Alexandru, Adrian Condei, Răzvan Tătaru, Bogdan Primaru, Mihai Lupu și Adrian Coleașe. De remarcat că... Doar o secundă, minutul 10. Lovitură de la 11 metri pentru Gloria Buzău în disputa cu Asta Giurgiu. Iată mai că... puțin, Cristi, să anunțăm această lovitură de la 11 metri. Minutul 10, da. Penalti pentru Gloria Buzău. Da, continuăm și vom reveni noi dacă se marchează. Te ascult. Dacia Unirea Brăila a început în poartă cu Vasilică Duță, jucător de câmp, Cristian Leu, Marius Moreanu, Zepop Fendong, Răzvan Mocanu, Ștefăniță Sava, Zoua Iaia, Charles Acolate, Valentin Robu, Aurelian Petrache, Alexandru Duțu. Rezerve la Dacia Unirea Brăila, Sebastian Butunoiu pentru postul de portar, jucător de câmp, Valentin Bartolomei, Mario Palade, Pasi Giompang, Andrei Bădilaș, Adrian Ghiță, Cornin Gărghiu, Rareș Boroșu și Andrei Lascu. Pe banca tehnică a brăilenilor se află astăzi team managerul Marian Samuilă, deoarece Laurențiu Iman mare de istorie. Egalează Schellenberg cu fixele de Amir Curaciuc. Da, iată, Cristi, mulțumim foarte mult. Mergem cel puțin deocamdată să vedem reușita egalizatoare a celor de la Comunal Schellenberg. Cred că este Mubele sau Iazalde. Vom vedea însă, cel puțin pe moment, ne mutăm și la Buzău. Deschidere de scor, Florian Neculai, te salutăm, bună ziua! Salutare de aici din Cling, într-adevăr, deschidere de scor. 1-0 pentru FC Buzău. A fost o fază nu tocmai complicată. Foarte atent, Dinco Trebuți, cel care, curatul care debutează astăzi pe teren propriu pentru Buzău, ne-a ciupit mingea unui adversar, un careu. A fost faultat fără discuții și cu calm la colț a marcat Alin Cârstocea. Hai să dăm repede acum... și cele două formații, să profităm de prezența. Dacă mai apoi ne întoarcem la Râmnic Vâlcea, unde echipa gazdă Comunal Schellenberg telegrafic, așa formațiile, Florian Neculai? Da, sigur că da. Oaspeții Astra Giurgiu, echipația astăzi în alb, joacă în formula Mihai Cotolan, Marius Delcean, Vlad Ghișa, Andrei Paliu, Adrian Grigore, căptezeanul echipei, Iulian Paulian Banu, George Buliga, Marius Pahontu, Zaharia Ionut, Raul Gabriliță și Gabriel Dumitrașcu, rezerve pentru formația din Giurgiu, Vasile Dumitru, Iulian Ilie, Cătălin Cotolan, Cristian Ristea, Sergiu Negruț, Tiberiu Giuroiu și Umit Emir. Antrenor este Daniel Movila. Da, incredibil, Florian, rămâi cu noi, iată Cixereda. 2-1 pentru Cixereda Mercuraciuc, festival de goluri, în 11 minute, 3 goluri la Vâlcea, pentru marchează nouă echipa oaspete. Da, incredibilă derulare de evenimente, te rog să continui, Florian. Altă echipa în roșu, echipa gază FC Buzău, începe cu Relu Stoian, a revenit titular și capitan de echipă la acest meci, apoi Bogdan Oteliță, Daniel Vârtej, Ariel Varela Lopez, Robert Soțianu, Pablo Gaitan, Alin Cârstocea, Dinco Trebuțiș, care spuneam că debutează pe teren propriu și acum o fază periculoasă fără rezultat, Alin Manea, Mihai Necutescu și Adrian Marian Tică Roșă. Rezerve pentru Buzăin, Cristian Avram, Ciprian Petre, Camil Victorski, Dorin Burlacu, Radu Zanfiri, Ion Paturcă, Malolo, Ecolo, Cristian Ciobanu, Tudor Oltean, antrenor domnul profesor Cristian Pustai. Da, Florian, ne vom întoarce la Buzău, 1-0, Alin Cârstocea, ne-ai spus autorul golului din lovitura de pedeapsă. Da, ne întoarcem aici în studioul Metropola TV. Nebunie, Robert, totuși așteptăm noi goluri, dar nici chiar așa, în 15 minute, 3 reușite la Râmnicu Vâlcea. 19 minute, practic, s-au marcat de 3 ori, de 2 ori reușit, toate o dată a marcat echipa sibiană. Da, ne spune de la fața locului Cătălin Crăciun. Cătălin nu s-a bucurat decât doar câteva minute de egalare Comunal Schellenberg, pentru că vizitatorii au preluat din nou conducerea. Da, așa este. Doar un minut, un minut și jumătate s-au bucurat fotbaliștile Eugen Beza de golul marcat, pentru că la faza imediat următoare, același Roan Kovac a făcut 1-2 după o nouă acțiune care a arătat câteva nesincronizări în centrul defensivei Schellenberg-ene. Cine a marcat pentru Comunal Schellenberg? Că n-am înțeles. Iazalde Gomes Pintu. Da, Iazalde... Începe să... al doilea gol consecutiv pentru echipa Schellenberg-ană. De partea cealaltă, Loland Kovac a semnat o dublă. Da, Cătălin, începe Iazalde să se obișnuiască cu golul, dar iată că defensiva de această dată nu pare să fie cea mai sigură, cel puțin la debutul acestei partide. În minutul 13, 3 goluri a Râmnicu Vâlcea, debut generos de partidă. Ne vom întoarce, Cătălin, pentru că iată, vine reușitele pe tabela de marcaj. Pentru cei de la Cixereda,
centrează, însă în blocaj va fi un corner pentru formația lansată de Francis Bican. Da, mulțumim foarte mult, Cătălin. Iată, Robert Lorancova își confirmă, Iazalde confirmă, însă apărarea pare să-l trădeze, cel puțin în acest meci, pe Eugen Beza. Da, într-adevăr, Beza are probleme pe plan defensiv, în ciuda faptului că au o echipă foarte experimentată. Iată și astăzi, două goluri primite în primele 11 minute, este clar că acolo, pe plan defensiv, echipa suferă. O echipă care, să ne aducem aminte, etapa trecută are să marcheze primele goluri din 2022. Era o serie neagră, mai puțin de 5 partide fără gol marcat pentru echipa sibiană. A reușit să marcheze 6 cu Dunărea Călăraș, dar din nefericire, iată încă două goluri primite și astăzi. Da, ajungem, dragi prieteni, pentru prima oară în emisiunea noastră de astăzi și în Pantelimon, partida Metaloglobus Politehnică Iași, una atractivă în programul acestei zile, la fața locului, ca de fiecare dată, Daniel Lazar. Te salutăm, Daniel, bună ziua! Vă salut și eu, bună ziua, stimați ascultători și stimați radioascultători. O vreme, cum de mult v-am văzut pentru fotbal, terenul este foarte bun aici, cel sintetic, dar este soare. În primul rând sunt și spectatori în tribună, cred că sunt vreo 250 de iubitori ai fotbalului care au venit în Pantelimon în această dimineață să asiste la partida din grupa A a play-out-ului dintre Metaloglobus și Politehnica Iași. Ne găsim în minutul 11, tabela este imaculată 0-0, echipa gazdă a dominat până acum și mai mult a jucat în jumătate de teren a echipei ieșene, fără însă a consemna vreo fază notabilă de poartă modistă, în care trecem rapid în revistă cele două distribuții care se confruntă astăzi. Începem cu oaspeții, Politehnica Iași, în poartă Ianoș Brânză, jucători de câmp la linia de fund Tiberiu Serediuc, Ștefan Cană, Florin Plămada, Adrian Ilie. La linia de mijloc, John Bancole, Paul Chiorean, Ioan Simion Pop și Francis Cristea. În atac, Alexandru Mărieș și Secu Camara. Pe lista de rezerve a echipei ieșene figurează pentru postul de portar Teodor Axinte și jucătorii de câmp Dragoș Ungrenașu, Ocan Cazir Pezoglu, Crist Coandio, Belvin Candio, Cristian Pușca și Ionuț Feliban și Mihailo Placotiuc. Bate puțin vântul ca să găsim și un inconvenient pentru această partidă, să nu credem că totul este chiar perfect aici în Pantelimon. Echipa din Iași este pregătită de Costel Enache și Adrian Senin. De partea cealaltă, Metaloglobus, care așa cum spuneam, a condus mai mult ostilitățile în această primă parte a jocului, în minutul 13, 0-0. A început jocul cu George Gavrilaș în poartă, la linia de fund Ionuț Sârbu, Daniel Lung, George Caramalău, Andrei Sava. La mijloc, Liviu Mihai, Andrei Răuță, Leonard Boiangiu și Claudiu Negoescu. În atac, tandemul Claudiu și Ovidiu Herea, ultimul fiind și capitanul echipei gazdă. Pe lista de rezerve, Cristian Nedelcovic pentru postul de portar și jucători de câmp Lucian Cazan, Alexandru Potecea, Claudiu Borsoneanu, Alexandru Enache, Darius Grosu, Andrei Florescu, Andrei Pandele și Adrian Sârbu. Echipa gazdă este pregătită de Nicolae Grigore, Viorel Ferferea și Daniel Stanciu. Să trecem în revistă și brigada arbitrilor. Jocul de astăzi este condus la centru de Andrei Vladimir Naghi din Măhăceni, județul Alba. A avut ceva de mers acest arbitru din Alba și până aici în Pantelimon. La cele două linii, el este ajutat de Florin Iftode din Târgu Bujor, județul Galați, și Mihaela Țepușă din Buzău. Arbitru de rezervă este Ciprian Iurgen Ligă din Constanța, observatori pentru arbitrii Marian Deaconu din Ploiești, iar delegat din partea Federației Române de Fotbal este Florentin Barbu din Giurgiu. Daniel, mulțumim pentru aceste prime amănunte. Suntem aproape de jumătatea primelor reprize. 0-0 Metaloglobus Poliaș. Evident că ne vom întoarce. Partida pare una generoasă și ne spui că a început așa promițător. Vom reveni în Pantelimon. Un meci echilibrat, Robert, Metaloglobus Politehnica Iași și două echipe oarecum liniștite, deși ieșenii parcă mai au ceva emoții. Da, două meci în care, într-adevăr, nu cred că vom vedea foarte multe reușite. Sunt două echipe economicoase, două echipe care nu excelează pe plan ofensiv. Dar vom vedea, o partidă interesantă, exact cum a spus și corespondentul nostru de la fața locului, Daniel Lazar, un meci care se desfășoară în condiții foarte bune pentru fotbal, la București, mai frumoasă, de mult timp n-am mai văzut. Terenul sintetic nu are probleme. Absolut. Doi jucători acolo de la care așteptăm golul, Robert, că de fiecare dată sâmbătă noi punctăm. Hera și Camara, să vedem care dintre ei va fi astăzi pe lista marcatorilor. Ei sunt prezenți acolo mai de fiecare dată. Meciul însă rămâne unul echilibrat, atractiv. În Pantelimon. Așteptăm și o ultimă legătură
în acest prim tur de orizont și o avem deja, ajungem și la buftă. Ionuț Coman este alături de noi. Unirea Constanța, FC Brașov, un meci important. Ionuț Coman, te salutăm. Cum a debutat jocul? Vă salut de la Buftea, unde în sfârșit nu mai tremurăm de frig. E o vreme perfectă pentru fotbal, terenul se prezintă în condiții foarte bune și, așa cum ai spus, avem parte de un meci important, un meci care poate decide echipa care va merge la baraj. Dacă Unirea Constanța nu reușește să învingă azi, șansele să mai depășească Brașovul sunt destul de mici. Și asta se vede și pe teren, importanța acestui meci, pentru că cele două echipe deocamdată se tatonează, se joacă mai mult la mijlocul terenului, nici nu prea au fost faze periculoase. Haideți să vedem componența celor două echipe. Unirea Constanța, antrenată de Leonard Strizu, cu Udrea în poartă, linie de fund Nicola Raduzan, Fier, Gogor, Șuteu. La mijloc Ciuciulete, Ardelea și Lăcătuș, Mario Lăcătuș, în față Rare Ștrif, Romeo Niță și Andreas Chiritoiu, golgeterul Unirii. Pe linia, pe banca de rezerve, Alexandru Țipu pentru portar, Radu Cireșor, Emil Bobaru, Paul Coza, Alexandru Mitrache, Tudor Moldovan, Vlad Șerbănescu, Robert Tudor și Alexandru Bodea. De partea cealaltă, FC Brașov, o echipă mult mai experimentată. A început cu Laurențiu Popescu între buturi, Horia Popa, Ivan Cruștar, Luca Marici, Daniel Dumbravă, sunt cei care se află pe linia de fund. Vasile Constantin, Marco Sesia, Bogdan Piper și Răzvan Iorca la mijloc, în față Mirko Angelov și Vlad Mihalcea. Antrenor Cătălin Călin Moldovan, rezerve Daniel Mutu, Eduard Lambrinoc, Alexandru Negrean, Marius Burlacu, Robert Genghe, Zacaria El Azauzi, Andrei Lascu, Bogdan Roșu și Vlad Botia. E o fază mai interesantă. Acum o lovitură liberă din partea dreaptă pentru brașoveni. Centrare respinge apărarea formației constanțene. Arbitrii sunt Dragoș Pădău, ajutat la tușe de Cristian Cosmescu și Marian Strate, rezervă Vasile Buzea, delegați legat de joc Dorinel Dinc, observator de arbitrii Sorin Boca. Așa cum spuneam, n-au fost ocazii, chiar dacă jocul e frumos pentru că se joacă tare, cele două echipe pun osul și se simte importanța jocului, e important miza acestui joc. Brașovenii au varianta egalului și asta îi face să fie mai liniștiți. Nu se aventurează, l-am auzit de multe ori pe antrenorul Călin Moldovan spunându-le să stea un pic mai retrași, să nu facă pressing asta avansat. În schimb, același joc combinativ al Unirii, care aduce multe goluri, dar din păcate, după cum am văzut în etapele precedente, elevii lui Leonard Strizu și primesc multe goluri. Să vedem cum va fi astăzi, pentru că până acum pare un joc echilibrat, dar am mai văzut meciuri în care Unirea a jucat bine și a luat goluri pe niște greșeli mari de apărare. Da, Ionuț, vom reveni evident la Buftea, Centrul Național de Fotbal. Meciul rămâne unul atractiv în această etapă. Cel puțin deocamdată îți mulțumim și ne întoarcem în studioul Metropola TV. Robert, suntem la jumătatea primelor reprize. Început furibund de joc la Râmnicu Vâlcea. Trei goluri care ne cam salvează, cel puțin până acum. Hai să trecem în revistă rezultatele, te rog. În plus, exceptând cele trei goluri de la Vâlcea, acolo unde Cixeda concepe Comunal și Limbăr cu 2-1, reușite semnate de Loran Kovacs pentru echipa oaspete, minutul 4 și 11, respectiv Iazal de minutul 10. A mai consemnat o singură reușită, cea semnată de Căstocea din lovitori la 11, metând minutul 10 al disputei dintre Gloria Buzău și Asta Giurgiu. În rest, rezultate de 0-0 pe celelalte patru stadioane. Telegrafic, Unirea Constanța, FC Brașov, în Pantelimon, Metaloglobul, Sutece, Politehnica Iași, derbiul suferinței dintre ACS, Dacia, Unirea Brăila și Dunărea Călăraș și, așa cum așteptam, la Dej, echipa gazdă, Unirea și Viitorul Pandurii Târgu Jiu sunt și de asemenea la egalitate 0-0. Dar rămâne, Robert, la această partidă, Unirea Constanța cu cei de la FC Brașov, dacă brașovenii nu au realmente un autentic om de gol, în schimb, la Unirea Constanța, acest Andreea Schirițoiu, internațional under 19, apare foarte des pe lista marcatorilor și este un jucător extrem de interesant. Da, un jucător interesant, un jucător care cu siguranță din sezonul viitor va face pasul către FCSB
iar dacă nu va fi, nu vom regăsi la FCSB, va fi cu siguranță împrumutat la altă echipă de Liga 1. Este un jucător, un marcator, un jucător care reușește, cel puțin în acest sezon, a confirmat pe deplin încrederea pe care Leo Strizo a avut în acest vârf de atac. Da, mă, și uite aici, Robert, ne uităm împreună cu cei care sunt pe Metropola TV, la imaginile de bună calitate și de această dată, oferite de cei de la Comunal Schellenberg. Glumim puțin, Robert, imaginea este mai bună decât echipa la cei de la Schellenberg. Și spre dezamăgirea noastră, la partida dintre Schellenberg și Miercurea Ciuc, atât echipa gazdă cât și echipa oaspete au produs aceste dispute, pe când așteptăm în continuare de la Buzău, de la Metaloglobus, de la Unia Constanța, haide să spun că sunt în situație mai precară, dar cel puțin aceste două echipe, Buzău și Metaloglobus, ne așteptam ca să-și respecte fanii, atât cât sunt ei, care nu pot veni la stadion și să ofere imagini în direct pe paginile de socializare. Mă rog, este decizia lor. Contează mai puțin, dar să remarcăm imagini de foarte bună calitate oferite de către echipa sibiană CSC Schellenberg, o echipă care mă simt nevoie să o repet la capitolul imagine, eu cred că este de departe premianta acestui eșalon secund, practic tot ce înseamnă la ei, rețele de socializare, website-uri, transmisiuni live de meciuri, totul este la un nivel ridicat, la un nivel, fără să exagerăm, la un nivel de Liga 1. Da, să ne întoarcem, Robert, dragi prieteni Metropola TV, stimații radioascultători Sport Total FM, în crângul Buzăului, unde FC Buzău are un avantaj minim, deocamdată cu cei de la Astra 1-0, Florian anunța, Cristi Pustai sau Marin Mitran înaintea partidei, că vor intra pe gazon și o serie de jucători folosiți mai puțin. În linii mari, Pustai aliniază cam echipa de bază însă. Da, în acest joc am văzut că joacă Otelito, Trebotiș, Manea și Necutescu. Ei au fost mai multe rezerve în acest sezon. De partea cealaltă, pe bancă, Ecolo, Pațurcă, Ciobanu, Oltean, jucători care au mai prins de titulari. Deci e un mix, mă pregăteam să spun, între titularii de drept și rezerve. Partea mai rea este că nu prea se întâmplă nimic aici pe gazon. Este un meci foarte plictisitor. De bun l-am văzut așa ceva. Totuși a fost o ocazie imediat după ce Buzăul a marcat. Asta pe un contraatac a scăpat Gavriluță în careu, a șutat frumos din unghi, din diagonală, dar balonul a lovit bara. Deci, asta moare, dar nu se prete, cum se spune vorba. Da, Florian, probabil că profesorul Cristi Pustai încearcă să treacă în revistă și jucătorii care au intrat mai puțin, 4 la număr astăzi, pentru a-și creiona, nu deja efectivul pe care va conta stagiunea următoare, care clar va avea un alt obiectiv, probabil promovarea. Da, probabil... Dacă va fi tot sistemul cu play-off, cred că primul pas ar fi play-off-ul, de care nu l-a despărțit prea mult nici sezonul ăsta. V-am spus, mai rău este că poate cea mai ofensivă echipă în Liga 2 nu prea găsește drumul spre poartă meciul ăsta. Să vedem, poate acum, Chică Roșă, blocat. În schimb, a debutat, spuneam, Trebotici ăsta și nu a făcut o rău. A debutat, de fapt, la Brașov, ăsta e debutul pe teren propriu. La Brașov chiar a jucat binișor, a avut câteva șuturi la vincul, deci... A zice că are ceva calitate. A jucat și la câteva echipe mai bune de la el de acolo, la Slaven Belupu, la Locomotiva Zagreb. Mi se pare că a trecut și pe la Hajduk Split. Să-l vedem la Buzău, Florian. Chiar l-am așteptat mult timp. Da, să-l vedem aici la Buzău, cum arată și dacă va fi reținut în lot. L-am așteptat mult timp. Să zic că fizic arată bine, e bine, e proporționat. Dar să-l vedem cum va fi pe gazon. Florian, dacă se marchează, ne vom întoarce la Buzău. Deocamdată avantaj la limită pentru FC Buzău 1-0. Robert, trece în revistă Cristi Pustai. Probabil că stagiunea viitoare vom vedea Buzăul printre protagoniste. Așa să fie? Da, adevăr. Este deschidere de scor. Iată, avem imagini live. Viitorul Pandurii Târgu Jiu deschide scor în minutul 25. O execuție superbă de la 7 metri. Un șut fără nicio speranță pentru portarul de Jean. Băi sau Rus? Cine, Robert? De minutul chiar n-am vrut să identific. E clar că unul dintre acești doi jucători, care acești gemeni ai golului pentru echipa oaspete, Viitorul Pandurii Târgu Jiu, 1-0 în minutul 25. Și iată, lovitură liberă periculoasă, nu? Pentru cei de la Schellenberg. Și gol și la 2-2. Schellenberg, 27-2-2. 2-2 a marcat această dată. Nu este Daniel Tătar, nu, Robert? Da, că dacă exact era Daniel Tătar pe gazon, eram siguri. Da, Răzvan, deschidere de scor. Din păcate pentru voi, Unirea Dej au punctat oaspeții. Ce s-a întâmplat? Ne auzi, Răzvan? Răzvan? Da, o să ajungem la Răzvan. Radio Municipal Dej, în minutul 24... Ciprian Rus a pătruns pe partea stângă
și a pasat foarte bine pentru numărul 27, Gabriel Dodoi, care l-a învins pe Răilean cu o execuție în dreapta portarului. Până la marcarea acestui gol, uniriștii au avut o ocazie mare, minutul 19, Alex Pop a centrat foarte bine de pe partea dreaptă și Manole din 6 metri a reluat cu capul, dar Eftimie a reușit să scoată de sub transversală. Așadar, 1-0 pe stadionul municipal din Dej. În continuare plouă foarte puternic la Dej, însă au mai apărut câțiva zeci de suporteri pe stadion. Poate că vin și cu golul egalizator, Răzvan Căuceanu, și acum sperați cu toții. Ne vom întoarce, evident, la Dej pe parcursul acestei partide, cel puțin deocamdată. Revenim în studioul Metropola TV. Robert, combinație între cine? Frații golului. Cipri Rus la serviciu, Dodoi la finalizare. Da, adevăr, și cred că în cazul celor de la Șelimbăr, autorul golului este Cărăuș, dacă nu mă înșel, jucător cu numărul 21, aștept să ne confirme Cătălin Crăciun și, într-adevăr, exact cum spuneai, acest binom ofensiv care practic a reușit să aducă majoritatea punctelor elevilor lui antrenați de Trică, Eugen Trică, reușește să-și facă din datoria 1-0 pentru echipa oaspete. Dar, Robert, dar parcă pare puțin așa, pentru noi, ca și privitori neutri, parcă pare puțin neplăcut așa, viitorul Pandurii, Eugen Trică, Ciprian Dodoi, Ciprian Rus, Dodoi, câțiva jucători interesanți acolo, parcă ar părea un cadru care ar permite sau ar trebui să permită mai multe la această echipă, nu crezi? Da. Un stadion frumos? Chiar mă gândeam astăzi, această echipă anul trecut a fost în semifinalele Cupei României, anul trecut în ultima etapă a sezonului regulat concea cu 1-0 pe cei de la Dunărea Călăraș și au ratat promovarea datorită unui graf comis de Denis Rusu, portarul Denis Rusu. Da, ajungem foarte des astăzi. Din fericire, spunem noi, la Râmnicu Vâlcea, Cătălin Crăciun are de lucru. Cătălin, replică bună a celor de la Comunal Cilimbăr, s-a restabilit egalitatea. Da, vă salut din nou. Este 2-2 pe municipalul din Râmnicu Vâlcea, unde Ion Cărăluș a restabilit egalitatea din lovitură liberă de la aproximativ 20 de metri de poarta lui Ghenghe. A fost un șut pe colțul lung, iar goalkeeperul Ciucanilor nu a avut ce să facă pentru că a fost un șut extrem de violent. Acum urmărim un corner al grupării din vizitatoare. Se fac acolo perechile în careul lui Rareș Gal, centrează. Fotbaliștii lui Francis Zican, lovitura de cap, cade balonul în careu, iese între timp Gal și reține mingea, încearcă să pornească o acțiune de contraatac, degajează lung, îl găsește acolo pe socul tău, însă balonul este mult prea lung și se scurge în afara suprafeței de joc. Exact cum am spus și la ultima intervenție, cred că cei 4-500 de spectatori care cred eu că au ales asta să bată meciul de la Râmnicu Vâlcea nu regretă deloc. Minutul 31, 4 goluri, sunt premisele pentru o partidă frumoasă, timpul este excelent pentru fotbal, astfel că sper să mai avem intervenții care să anunțe goluri ale gazdelor. Da, Cătălin, iată, dacă echipa pregătită de Eugen Beza parcă a dat drumul robinetelor cu goluri, 8 la număr în ultimele două partide, pare că de această dată apărarea să-i creeze probleme tehnicianului echipei din Șelimbăr. Trebuie să ținem cont și de faptul că întâlnim o echipă foarte, foarte bună din play-out-ul Ligii a doua. Și trebuie spus faptul, chiar dacă trebuie să te corectez, sunt doar 7 goluri, pentru că victoria de la Călăraș a fost doar cu 5-0. Da, însă, mai contează exact. 7-6, important e că se marchează și important da. Și acest aspect e de lucru pe faza defensivă. Vedem acest lucru, chiar dacă Sigur. Întâlniți o adversară puternică, Sigur. Să iei două Sigur. Goluri în decurs de 30 Sigur. De minute. Acum, însă, a scurs balonul în afara suprafeței de joc. Ionel, propun să dăm legătura tonală. Evident că vom reveni la Râmnicu Vâlcea. Robert, festival de goluri, recunoaște-te, rog, că nu te așteptai totuși, după jumătate de oră, 4 reușite la Râmnicu Vâlcea, 2-2. Da. Da, este clar că nu anticipam, știam că sunt două echipe ofensive, două echipe cu pofte de gol, dar nu mai așteptam să în primele 20 de minute să semnalăm deja marcarea mai puțin de 4 goluri, pe când pe celelalte stadion s-au marcat decât 2 goluri, cele semnate de Cristocea, Alin Cristocea, pentru 10 din penalti pentru Buzău, în disputa cu Asta Giurgiu, respectiv golul Gabriel Dodoi în deplasare din minutul 24 în disputa Unirea Dej Viitorul Pandurii Târgu Jiu, în rest pe celelalte stadion. Din deschide de scor, Dacia Unirea Brăila în derbiul Suferinței, deschide scor în minutul 31, iată gol, poate vom mai sta la prima victorie în acest sezon, o echipă, vă reamintim, o echipă cu doar 2 puncte, doar 2 rezultate de egalitate
pe parcursul sezonului regulat. Din minutul 32, Dacia Unirea Brăila, Dunărea Cărdaș, 1-0. Mă și gândesc, Robert, până când îl prinde pe Cristi Boală, dacă știu să se bucure jucătorii de la Brăila că n-au mai câștigat de atât de multă vreme. Cu siguranță nu putem să intuim marcatorul golului. Da, chiar asta vreau să spun, că până să vedem imaginile, te întrebăm și le intuiești bine, așa? Cine marchează? Iată ce s-a întâmplat aici, Robert. La Dej. Este 2-0 pentru Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Fantastică lovitură, ne vom întoarce. Avem mult de lucru astăzi și este foarte bine, dragi prieteni. Deocamdată mergem la Brăila. 1-0 pentru Dacia Unirea. Cristi Boală, ce s-a întâmplat? 1-0 din minutul 33 a marcat Aurelian Petrache din lovitură de la 18 metri. Un faul în care o asupra lui Valentin Robu. Arbitra de centru a dictat lovitură de la 11 metri pentru echipa brăileană. Aurelian Petrache executat în dreapta portalului Costache. Bare gol, încă o ocazie pentru Brăila, să centrarea a trecut prin fața porții. Centrarea lui Ștefăniță Sava din partea dreaptă. În continuare, brăilenii sunt în atac, așa cum au fost și în primele 30 de minute. Au avut și cei de la Dunărea vreo două situații mai periculoase când au ajuns în careul gazelor, dar le-au irosit tinerii jucători de la Călăraș. Tineri, pentru că cel mai bătrân jucător din lotul Dunării are 26 de ani, capitanul echipei Cenea, în rest jucători născuți în 99-2000, chiar 2005 între titularii Dunării Călăraș. Ne vom întoarce, Cristi Boală. Cristi! Dreaptă, centrare în care o să respinge de la Călăraș, reia Colațe și reușește să rețină portarul Costache. Da, ne vom întoarce la Brăila. În minutul 35. Ne vom întoarce la Brăila, echipa gazdă, vorbeam cu Robert aici, nici nu știu dacă mai găsește calea să se bucure după atât de multă perioadă în care n-a venit victoria. Robert, spunea de această imprevizibilă echipă, Viitorul Pandurii Târgu Jiu, iată, marchează și golul cu numărul 2 la Dej. O formație care știu eu, nici nu știu de unde să o iei, care poate oricând să învingă pe oricine practic, dar care poate oferi... Pierde 2-6 cu Gloria Buzău, face 3-3 pe propriul teren cu Unirea Constanța și conduce cu 2-0 Unirea Dej. Da, deși spuneam că este o echipă care are câțiva jucători extrem de interesanți, un antrenor n-a cu nume, Eugen Trică, au fost și pe acolo ceva probleme pe la Târgu Jiu, însă continui să cred că este o formație care practic ar putea mai mult, așa să spun. 3-2 pentru Comunal Șelimbăr. Incredibil ce se poate întâmpla la Râmnicu Vâlcea, dragi prieteni. Nebunie de meci, nebunie, cam acesta este cuvântul, dragi telespectatori Metropola TV și stimați radioascultători. Prea conducerea Comunal Șelimbăr, Robert, 3-2. Cine a marcat, fără să vezi imaginile? Da, nu știu, nu știu, Mubele, nu știu cine a marcat, nu habar n-am, n-am să văd faza. Erau colegii din regie, tocmai comutaseră la Dej. Este 3-2 din minutul 35, echipa gazdă pentru prima dată în avantaj. 5 goluri în 35 de minute, dar văd greu de anticipat astfel de evoluția aici scorului. Din întoarcere, cred că Mubele, frumoasă execuție, da. Mubele sau Iazal, de oricum, cred că Mubele de această Mubele dată. Cred că a fost marcator golului. Da, frumoasă, Robert. Trebuie să mergem și la Dej să aflăm autorul golului 2. Da, frumoasă execuția probabil a lui Mubele și din întoarcere care surprinde pe portarul formației din Miercurea Ciuc. Nebunie, sunt nevoie să revin cu acest cuvânt, 5 goluri în decurs de 35 de minute, festival de goluri. Da, da, și la Râmnicu Vâlcea. Cred că și tânărul portar Genge este de vină, are pe conștiință la toate cele 3 goluri putea să facă. Da, Cătălin, nebunie de meci, sincer, la Râmnicu Vâlcea, pentru prima oară în această partidă Comunal Șelimbăr preia conducerea, ce s-a întâmplat? Partidă absolut nebună, mi-a fost și dor, vă spun foarte sincer, de un astfel de meci. Pentru că am suferit destul de mult, însă ne bucurăm de prezent. Este 3-2 din minutul 36 pentru gruparea șelimbăriană. Firmin Ndombe Mubele a reușit să înscrie un șut din întoarcere după o centrare din cornerul al lui Ciocălteu. Între timp a atins balonul cu capul și Tudor Telcean. În acest moment este un fault comis de Ciprian Natia, care vede și cartonașul galben pentru intervenția lui. Incredibilă execuția și incredibilă desfășurarea partidei de aici, de la Râmnicu Vâlcea. Se pare că le poartă noroc această arenă fotbaliștilor. Echipa aceasta sunt alb și roșu. Urmărim acum însă o acțiune destul de periculoasă a grupării din Miercurea Ciuc. Se află autorul acelei duble, Loran Kovac și
Cizer, rămâne doar Kovac lângă balon, centrează, o face bine, însă ajunge ceva mai târziu acolo fundașul central, cred că a fost vorba despre Ciuroș, sper să nu greșesc, și balonul se scurge în afara suprafeței de joc. 5 goluri așadar în 38 de minute, mai multe decât am văzut în toate partidele de acasă din acest an. Da, Cătălin, mulțumim foarte mult. Intuiesc că te mai deranjăm o dată pe acest final de primă repriză, cel puțin deocamdată mulțumim. Robert, ne obișnuim și aici cu frații golului. Mubele, Iazalde, iată că încep să apară pe lista marcatorilor. Exagera puțin și Cătălin, fantastic acolo. Și tu a fost frumos din întoarcere, surprinzător, dar și tânărul portar de la Cixereda a avut o parte de vină. Da, într-adevăr, 3-2 din minutul 35 pentru echipa gazdă, 5 goluri. Foarte multe goluri marcate astăzi la Râmnicu Vâlcea, ne bucurăm că am putut să le semnalăm. Rugăm pe colegii din regie, totuși, dacă se poate să trecem pe la D, să vedem cine a marcat al doilea gol pentru echipa oaspete, pentru Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Nu, aș completa, Robert, am văzut din nou imaginea execuției de jucător de clasă, și din întoarcere în colțul lung pentru acest Mubele, un jucător nu? Clar. Un centru de greutate jos, a putut să pivoteze și să trimită mingea în dreapta portarului la colțul lung. Într-adevăr, rămâne la părerea totuși că și tânărul portar al echipei din Miercurea Ciuc putea să facă mai mult, dar acest lucru mutează mai puțin. Important este că în minutul 38 CSC Comunal și Elimbăr conce cu 3-2 pe Cixereda Miercurea Ciuc. Da, iată Răzvan Căucean, ocazie mare pentru Unirea, deci de a restabili egalitatea, însă marchează la una din fazele următoare din nou Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Da, o să încep cu ocazia mare despre care spuneați. În minutul 27, Blaj a prins un șut frumos undeva de la marginea careului mare. Portarul Eftimie a reușit să scoată de lângă bară. Iar apoi Manole a ratat incredibil din 2 metri, a trebuit să cu capul pe lângă poartă, deși avea poarta goală, să spun așa. Apoi, 3 minute mai târziu, oaspeții au reușit să marcheze al doilea gol. În minutul 30, Gârbit a trecut ușor, aș spune eu, de Cherechi, undeva aici pe partea stângă, și cu o execuție plasată sub bară l-a învins a doua oară pe Răilean. Sper că am văzut bine marcatorul golului. Cu siguranță nemulțumit de jocul echipei, Dragoș Militaru a făcut 3 schimbări în minutul 34. Vlad Bogdan, Gâț și Adi Pop au intrat pe teren. Aceștia i-au înlocuit pe Alex Militaru, pe Ionuț Rus și pe Manole. Așadar, Militaru a decis să schimbe puțin garniturile, să vedem dacă va avea efect, dacă vor avea efect aceste schimbări. Mai sunt încă 7-8 minute până la pauză. Oaspeții conduc cu 2-0 pe Municipal. Mulțumim foarte mult, Răzvan Căucean. Robert, doar 2 partide în care nu s-a marcat și ne așteptam totuși. Metaloglobus, Politehnica Iași și Echilibru, ca și jocul dintre Unirea Constanța și FC Brașov. Da, într-adevăr, un meci echilibrat în Pantelimon. Anticipam o astfel de desfășurare a scorului, o astfel de desfășurare a partidei, știam că se va marca foarte, foarte greu în această partidă, pentru că sunt două echipe care nu joacă pe plan ofensiv, este un lucru clar. Dar ușor surprinzător pentru mine este rezultatul de la Dej. Spun acest lucru pentru că avem imaginea aici pe Metropola TV. Viitorul Pandurii Târgu Jiu conduce cu 2-0. N-am reținut autorul golului 2. Gârbiță. Gârbiță, da. Da, cred, Robert, că a fost un șut de la distanță bine plasat, dar parcă și acolo portarul formației din Dej a avut o ușoară parte de vină. Însă rămâne execuția frumoasă a lui Gârbiță, care l-a surprins de la vreo 22 de metri cu un șut sub transversală. 2-0 pentru această, continuăm să spunem, surprinzătoare echipă Viitorul Pandurii Târgu Jiu. O echipă care poate să în meciurile care dispută poate să întâmple absolut orice. Am ajuns paradoxal, pierd 6-2 și câștigă 3-0 la masă verde. Deci cu atât mai mult se poate întâmpla absolut orice când e vorba de Viitorul Pandurii Târgu Jiu. O echipă totuși frumoasă, o echipă care clar se află într-un recul, într-un regres față de sezonul precedent, spuneam mai devreme. O echipă care a dat mulți jucători interesanți sezonul trecut, mă refer la Paraschiv, la Dragu, jucători care au ajuns la Cioiu, jucători care au făcut pasul în acest sezon la nivelul ligii întâi. E drept că niciun întâi n-are să confirme deocamdată, dar o echipă bună, o echipă care anul trecut a jucat semifinale cu pe România și, repet fraza pe care am apucat să o încheie, o echipă care a pierdut pe mâna ei calificarea în play-off. Sunt convins că dacă în sezonul precedent la celălalt aveau, dacă reușea să intre în play-off, cu siguranță ar fi reușit să ocupe un loc de baraj și poate cu totul și cu totul s-ar fi scris istoria pentru echipa patronată de sarcină. Da, mă și gândesc, Robert, că și aici parcă ar fi așa. Noi deja ne gândim, dragi prieteni, puțin în perspectivă la ediția viitoare de campionat, parcă și aici ar fi un cadru mult mai generos la Viitorii Pandurii Târgu Jiu, un stadion atât de cochet cum este cel de la Târgu Jiu, un lot care are câteva nume extrem de interesante, iată că acest gemen ai golului, Dodoi Rus,
Îi copiază parcă la Șelimbăr acum, Iazalde cu Mubele. Avem deja câteva culpuri din astea așa de consacrate. Deci mă întorc la viitorul Pandurii Târgu Jiu. Ar părea așa un cadru mai generos acolo, pentru ca echipa să poată face mai multe. Însă, cel puțin deocamdată, nu da, se întâmplă. Este clar că rămân dator. Nu știu cum îți stau din punct de vedere financiar. Credem că chiar n-am mai vorbit de foarte mult timp cu nimeni de la Târgu Jiu. Din păcate, nici nu prea ai cu cine, Robert, pentru că patronul Nicolae Sarcin este greu de găsit. Chiar și Eugen Trică are apariții foarte, foarte rare în afara celor programate, să spunem așa. Radu Marghidan nu mai este acolo președinte. E puțin complicat și din punctul ăsta de vedere. Da, știu că echipa este în insolvență, dar mai mult, într-adevăr, ei sunt unii dintre repetenții. La ce înseamnă comunicare, e foarte greu să obții informații de la viitorul Pandurii Târgu Jiu. Este clar o echipă oarecum hibrid, să-i spun, o echipă creată artificial. S-a crezut la un moment dat că vor reuși să atragă suporterii celor de la vechea echipă Pandurii Târgu Jiu. Se pare că nici această echipă Pandurii Târgu Jiu, o echipă iubită, o echipă cu performanțe, la un moment dat nici ea nu reușește să mai atragă oameni pe tribune. Da, Robert, să ne întoarcem la una din puținele partide, două la număr, în care nu s-a înscris în această primă repriză, una bine populată cu goluri pe alte stadioane, evident, în Pantelimon, Metaloglobus, Politehnica Iași. Daniel, vorbeam cu Robert aici și ne așteptam la un echilibru care, foarte probabil, este și pe teren. Da, este un echilibru și pe teren. Așa cum spuneam la prima intervenție, echipa gazdă a început mai bine, după care formația Ieșan a echilibrat jocul, ba chiar a avut momentele care a presat mai mult, dar până acum tabela a rămas intactă, minutul 41-0-0, însă nu putem să spunem că nu... Gol Unirea Dej! Daniel, numai puțin, te rog, numai puțin, rămâi cu noi, Robert. Gol Unirea Dej, minutul 42, un gol super marcat de către echipa gazdă, minutul 42, Unirea Dej, viitorul Pandurii Târgu Jiu, 1-2. Unirea Dej le duce din handicap, iată goluri pe toate stadionele, mai puțin în Pantelimon, Daniel, te rog să continui. Da, așa cum spuneam, oaspeții au echilibrat jocul, după care partida, într-adevăr, a fost mai echilibrată. În schimb, am notat foarte multe faze de poartă. Au fost și două pare, câte una la fiecare dintre cele două boturi. Haideți să o luăm pe rând. În minutul 17, Caramalou reia cu capul peste poartă în urma unei lovituri de coș pe partea dreaptă, milimetric pe deasupra porții. În minutul 22, Francis Cristea de la oaspeți șutează foarte periculos pe partea stângă, din unghi, la coșul scurt și George Gavrilaș, prin ultim efort, reușește să deturneze balonul în corner. Era un gol gata făcut. În minutul 23, Andrei Răuță șutează fără preluare de la 25 de metri. Balonul lovește stâlpul din stânga porții ieșene. Aceasta a fost, deci, prima bară. Minutul 28, Secu Camara de la oaspeți, o parte ca acrobatică de la 12 metri peste transversală. Minutul 34, ocazie imensă, de fapt triplă ocazie în aceeași fază pentru echipa din Iași. Mai întâi Francis Cristea șutează în bară, mingea revine în teren, este reluată de un atacant, dar doi fundașii echipei Metaloglobus s-au sacrificiu și au respins balonul pentru că apoi Paul Chioran peste transversală. În sfârșit, Ovidiu Perea, singur la 8 metri, a preluat defectul balonul și s-a trimis pe lângă stâlpul din stânga al forții adverse. Să notăm și un cartonaș galben pe care l-a primit nu un jucător, ci Andrei Osecunda al echipei ieșene, Adrian Senin, pentru proteste. Daniel, ne mutăm la Dej. Daniel, mulțumim foarte mult. Ne mutăm la Dej, unde echipa gazdă a redus din handicap. Ne vom întoarce în repriza a doua. Răzvan, ce s-a întâmplat? Bine v-am regăsit. Unirea Dej a reușit să reducă din diferență. În minutul 42, Alex Pop a prins un șut foarte bun de la distanță, undeva de la 22-24 de metri. Și l-a învins pe portarul Eftimie. Imediat după marcarea golului, Alex Pop i-a dedicat golul capitanului Unirii Dej, Marius Cătinean. Trebuie să vă spun că acesta s-a accidentat la antrenamentul de joi, iar vineri a fost operat. Diagnosticul nu este unul prea bun pentru el. A suferit o ruptură de tendon ahilian. Și la începutul meciului băieții au scris pe un tricou că suntem alături de tine, Căti, capitanul echipei. Și iată și Alex i-a dedicat acest gol. Așadar, Unirea reduce din diferență. În continuare, meciul este unul frumos, plouă în continuare la Dej, dar cele două echipe joacă fotbal, sunt ocazii la ambele porți și este un meci foarte frumos. Mulțumim foarte mult, Răzvan. Alex Pop așadar reduce din handicap. Robert, pauză deja pe unele dintre stadioane. Îmbucurător pentru noi este că pe cele două arene de unde avem imagini, pe Metropola TV s-au marcat 8 goluri, la Vâlcea, Comunal Șelimbăr conduce cu 3-2 pe Cixeda Miercurea Ciuc,
Iar la Dej, echipa oaspete, ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu conduce cu 2-1 pe Unirea Dej, iată numai puțin de 8 goluri pe care am avut șansa să le oferim telespectatorilor Metropola TV. Pe celelalte 4 stadioane unde nu avem imagini, doar 2 reușite. Dacia Unirea Brăila conduce cu 1-0 pe Dunărea Gălăraș, gol semnat de Petrachi, minutul 32 din penalti, și tot din penalti s-a marcat și în disputa dintre FC Buzău, Asta Giurgiu, rezultat la pauză 1-0, gol marcat de Alin Căstocea în minutul 10, cum spuneam, de lovitură de la 11 metri. Prelungiri, nu, Robert, în Pantelimon? Avem prelungiri în Pantelimon și la Dej, în rest pauză la Constanța, rezultat neașteptat pentru mine, Unirea Constanța FC Brașov 0-0. De ce, Robert, neașteptat? Așteptam la goluri, pentru că sunt două echipe care marchează. Da, și tocmai de aceea, uite, un rezultat pe care nu l-am anticipat. Pauză în cel mai spectaculos meci al etapei, cum spuneam, la Vâlcea, Comunal și Limber conduce cu 3-2 pe Cixeda Mircuraciuc. Minutul 46 și singurul minut de prelungiri în Pantelimon, Metaloglobus, Politehnica 0-0. Pauză la Brăila, Dacia Unirea Brăila conduce cu 1-0 pe Dunărea Călăraș. Același rezultat și la Buzău, FC Buzău, Asta Giurgiu 1-0, tot pauză. Și al doilea minut de prelungire la Dej, Unirea din localitate, ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu 1-2. Da, au intrat la timp, Robert, cei de la Unirea Dej, în ecuația acestei partide, pentru că dacă formația vizitatoare pleca la vestiare cu 2-0, probabil că partea secundă era mult mai ușoară. Așa, cred că băieții lui Dragoș Militaru, care a efectuat deja 3 schimbări, minutul 30, și pot spera în continuare să remonteze, nu, acest 1-2 de pe tabela de marcaj din acest moment. Surprinde pentru mine și rezultatul de la Buzău, doar 1-0 pentru FC din localitate în disputa cu Asta Giurgiu. Este clar că nu mai au puterea de a se mai concentra. Pauză de timp în Pantelimon, Metaloglobus, Politehnica Iași 0-0. Ne aflăm în ultime, privim împreună ultimele secvențe la întâlnirii de la Dej, acolo unde echipa oaspete conduce cu 2-1 pe echipa Unirea. Goluri semnate de Dodoi, minutul 24, Gârbiță, minutul 31, respectiv Alex Mihai Pop, minutul 42. Da, iată că a prins aripi formația pregătită de Dragoș Militaru pe finalul acestei prime reprize. A venit și golul, primul în contul dejenilor, care încheie în atac această primă repriză. Va fi probabil ultima acțiune a primelor 45 de minute, prelungite deja cu vreo două. De centralul acestei partide va fi clar o repunere în adâncime, în încercarea de a prinde, de ce nu, un culoar favorabil pe poartă, dar nu se mai poate întâmpla nimic nici pauză, la Dej. Este pauză de timp și la Dej. Pauză și la Dej, dragi prieteni, 1-2 scorul pe primele 45 de minute. O primă repriză, sunteți de acord cu mine, agreabilă, dragi prieteni, Metropola TV, stimați radio, ascultători Sport Total FM. Pauză și pentru noi, ne întoarcem cu toate cele 6 partide cuprinse astăzi în play-out-ul ligii a doua etapă cu numărul 3. Rămâneți alături de noi!